Dragilor, 50% din adaos rămâne la un depozit virtual. Punct. Acolo, plus minus, în funcție de rata de conversie, dar asta este esența, cam asta este calculul. De ce facem asta? Am început să primesc telefoane de când am schimbat grila, pentru că, domnule, este prea mult, este imposibil, n-ai cum. Da, vreau să fac cea mai puternică echipă de vânzători remarcabili și să vindem materiale de construcții la toți oamenii din România care construiesc. Facem asta deja, doar că vrem să scalăm și să facem dintr-o echipă mică o echipă imbatabilă, foarte mare, la nivel național, să vindem și în România și în Europa și să câștigăm peste 3-4 mii de euro fiecare, să ducem banii ăștia acasă și să nu mai fim nevoiți să ne ducem la job sau să fim angajați agenți de vânzări. Pur și simplu putem să ne facem propriul business într-un business care deja funcționează, într-un business de succes. Ok? Depozitul virtual este viitorul depozitului care înlocuiește comerțul clasic. De ce? Pentru că facem bani fără stocuri, fără logistică, fără spații, fără investiții, doar cu laptopul, telefonul și lucrând de oriunde din confortul tău, de unde vrei tu, oriunde. Ți-ai laptopul, telefonul și pleci și faci bani. Țineți minte. Depozit virtual, da? Ceau, dragilor!